Hei, salutare prieteni! Iată că mă văd nevoit să fac o completare la clipul cu țeapa de la PC Garage. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să-l urmăriți și apoi să discutăm puțin despre acea țeapă. Am citit toate comentariile voastre, unele pozitive, unele negative. În cele pozitive sunt multe întâmplări pe care o parte din voi le-ați avut cu PC Garage și mi-ați dat dreptate, dar sunt și o parte negative, sau mă rog, nu știu dacă sunt chiar negative, înscrieți că PC Garage este o firmă serioasă și că eu bat câmpii sau că nu este adevărat sau să vin cu o dovadă. Iată că acum vin cu dovada și am să fac publică corespondența cu ei, pentru că eu consider că am dreptate și că ei m-au înșelat, m-au țepuit, așa că dacă ei consideră că vor să mă dea în judecată că am pus această conversație pe mail cu ei, n-au decât. Eu am renunțat la ideea de a-i da în judecată pentru că e un drum lung și nu are rost. Așa că nu o să mă lungesc foarte mult ca să vă arăt despre ce este vorba. Bineînțeles, nu o să mă repet. Dacă vreți să știți adevărata poveste, am un clip postat cu țeapă PC Garage. Aici o să facem doar un rezumat și o să vă arăt că am avut dreptate. Dimineața am vrut să-i dau din nou drum. Dau drumul la unitate, ea merge, funcționează, niciun semnal la monitor. Păi zic, ce să fac? Ce să le scriu celor de la PC Garage? Deci după ce am primit calculatorul și am constatat că acesta nu mai funcționează, i-am înștiințat și am spus că vreau să rezolv foarte repede. Ei au încercat să mă pună să le trimit niște poze, că nu se pot pronunța și că dacă doresc să-l rezolv, o să-l trimit prin fan curier, că asta este procedura. Eu le-am spus că vreau să le dau toată unitatea înapoi, că m-am răzgândit, la care ei îmi spun că vă mulțumim pentru mesaj și ne pare rău pentru neplăcerile întâmpinate, vă informăm că produsele achiziționate pe persoană juridică se pot returna în maxim 48 de ore lucrătoare de la achiziție, doar dacă prezintă vicii de fabricație sau dacă sunt defecte. Așteptăm sistemul pentru verificare. Returnarea va fi posibilă doar pentru componenta defectă și nu pentru tot sistemul. Bineînțeles că asta m-a și enervat. Ei în continuare au insistat că nu se poate rezolva decât pe garanție. Le-am și trimis care este baza legislației UE. Dacă produsele pe care le-ați cumpărat să vezi că ar fi defectoase sau nu arată conform descrierii, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă prețul sau să vă dea banii înapoi. Dacă ați cumpărat un produs online fără a merge la magazin, prin telefon, poștă, nu știu ce, aveți de asemenea dreptul de a anula și returna comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare. Deci pentru cei care au comentat și sunt hater, le mai citesc o dată. În termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare. Bineînțeles că ei nu au acceptat toată chestia asta, până la urmă a trebuit să-l trimit. L-am trimis în data de 9, dacă nu greșesc. În data de 12 am întrebat ce se mai întâmplă. În data de 14 am întrebat cât durează soluționarea, că nu primeam niciun răspuns. În data de 19 din nou îi întreb, bună ziua, mai intru și eu în folosința acelui calculator. Din 18 decembrie, de când v-am achitat și până astăzi, au trecut mai mult de 30 de zile. Așa vă respectați clienții. În data de 20, până la urmă, primesc un răspuns în care mi se spune, bună ziua, placa video a fost soluționată prin Storno, vă puteți alege alt model din cele disponibile. Bineînțeles că nu era nimic disponibil, că altfel mi-aș fi ales. Le-am mai spus pe aici una alta. Văd că nu mi-au mai răspuns, până le-am cerut să-mi trimită și restul de sistemului cât mai urgent și banii Storno,
La care îmi spun, bună ziua, produsele va turna conform cerinței noastre. Păi, normal, doar nu aveam altă variantă, trebuia să-mi dea unitatea înapoi. Din nou le-am dat un mesaj pe data de 28 pentru că tot nu funcționa. Am cumpărat o placă video și tot nu funcționa și am constatat că de fapt era o problemă și cu cablul HDMI, care nu l-am mai menționat în primul clip pentru că nu l-am considerat chiar așa de important, pentru că problema mare era cu placa video. Din nou nu ne putem soluționa, să-l trimit cu fan curier, nici eu nu le-am mai scris nimic și nici ei n-au mai zis nimic. Și cam asta este povestea cu PC Garage. Deci, eu zic că acum aveți și dovada că sunt neserioși și să vă mai gândiți foarte bine dacă vă cumpărați ceva de la ei și dă Dumnezeu să aveți probleme de garanție sau retur, ați cam pus-o, pentru că sunt neserioși. V-am pupat, asta a fost dovada cu PC Garage, spor la cumpărături și să nu aveți probleme. Mulțumesc că m-ați ascultat, sper că vă va fi de folos dacă vă veți hotărâ să vă cumpărați un calculator, mai ales dacă vreți să vă configurați unul. Faceți un pic de research înainte ca să nu pățiți ca mine și vă urez mult succes!